Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Ne pregătim de altfel pentru sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Vorbim despre cei doi arhangheli și despre puterile cerești. Este alături de mine Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Sărut dreapta, Preasfințite Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am găsit! La zi de sărbătoare vorbim despre Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Aș vrea pentru început, Preasfințite Părinte, să vedem legătura aceasta. De ce sunt cinstiți la 8 noiembrie? Și sigur am găsit explicația, fiindcă punem această sărbătoare a Sfinților în legătură cu sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. De la 8 septembrie până la 8 noiembrie sunt 9 săptămâni exact, numărul celor 9 cete îngerești. Și dacă ne uităm la întruparea Mântuitorului Hristos, sunt prezenți Sfinții Îngeri. Deci găsim o legătură între aceste două sărbători și de aceea ziua de 8 noiembrie. Da, ziua de 8 noiembrie, care este în principal sărbătoarea celor mai cunoscuți dintre Sfinții Îngeri și care sunt Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, dar când de fapt noi sărbătorim toate puterile cerești împreună cu dânsii și care aceste puteri cerești fac parte, după învățătura de credință a bisericii noastre, din ceea ce înseamnă lumea cea nevăzută a lui Dumnezeu, adică sunt și ei creația lui Dumnezeu, sunt făcuți de Dumnezeu. Bineînțeles că, iată, pentru crearea omului au fost și alte etape, iar omul este socotită creația cea mai înaltă, podoaba creației lui Dumnezeu. Din alt punct de vedere, însă, lumea îngerilor, lumea aceasta nevăzută, este și ea cu totul specială în viața lumii în general și, bineînțeles, că ei, din multe puncte de vedere, am putea să spunem că sunt superior nouă, sunt mai puternici decât noi și totuși, cu una creației lui Dumnezeu, rămâne omul. Într-adevăr, data pe care ați menționat-o, Sfinția voastră, și numărul celor 9 cete îngerești au și ele un simbolism al lor, cum în Biserica Ortodoxă foarte multe lucruri sunt pline de încărcătură simbolică și am putea să spunem într-adevăr că se leagă de cele 9 cete îngerești, atât dacă sunt arhangheli, doi dintre ei mai cunoscuți, dar există și alți arhangheli mai puțin cunoscuți și tot după învățătura de credință a bisericii noastre mai știm despre arhanghelul Rafael, Selafil, Gudiil, deci sunt și alți arhangheli în categoria aceasta a arhanghelilor, sunt ei mai mulți, cei doi însă sunt cunoscuți la un nivel mai extins și avem și celelalte cete de îngeri, am putea să spunem că pe de o parte Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril sunt socotiți un fel de căpetenii ale îngerilor și totuși dacă ar fi să apreciem și să luăm să avem în vedere să spunem, învățătura pe care ne-o prezintă Dionisie Areopagitul, ei sunt în cea de-a treia triadă a Sfinților Arhanghele, dar totuși au un rol foarte important și cel mai important dintre toate este faptul că sunt foarte cunoscuți de către noi. Așadar, sunt serafimii, heruvimii și tronurile sau scaunele, sunt după aceea domniile, puterile și stăpâniile, sunt începătoriile, arhanghelii și îngerii. Iată, una dintre aceste categorii poartă chiar această denumire de înger, dar bineînțeles că noi le avem în vedere și sunt mai cunoscute, cum spuneam, Sfinții Arhangheli, care, după cum le spune și originea lor etimologică, nu sunt altceva decât căpetenile sau primii dintre și conducătorii cetelor de îngeri și sunt foarte renumiți. Mai mari peste îngeri. Aș vrea să ne spuneți totuși, Preasfinția voastră, ce rol au ei și mai cu seamă legat de viața omului? Da, cred că în primul rând îngerii nu au avut dintr-un început un rol legat de om, deși cred că se încadrează foarte bine în planul acesta general de creație pe care îl a avut Dumnezeu despre lumea întreagă și în care era prevăzut ca punct final al creației și omul. Dar trebuie să vedem că, în primul rând, îngerii sunt slujitori sau duhuri slujitoare, cum ne spune și epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, care neîncetat, ziua și noaptea, îl slujesc pe Dumnezeu. Deci care sunt alături de Dumnezeu
și care aduc laudă de preamărire a lui Dumnezeu. Din câte știm noi, în învățătura noastră de credință, Dumnezeu ar fi putut să existe și fără această lume nevăzută și chiar fără planete, fără oameni, fără lumea întreagă. Toate însă sunt un rod al dragostei lui Dumnezeu și al puterii creatoare deosebite pe care o are Dumnezeu și care este împărtășită dincolo de toate celelalte de dragostea care există în sânul Preasfintei Treimi. Bineînțeles că după aceea despre îngeri putem să spunem că au un rol totuși foarte important și în viața oamenilor și trebuie să facem o referire concretă și punctuală la căderea oamenilor în păcat și mai înainte de aceasta la un alt aspect, la ceea ce înseamnă căderea îngerilor și mergând puțin și mai departe la ceea ce aduce căderea atât în viața oamenilor cât și în viața îngerilor și care este nimic altceva decât orgoliu. Iată, era una dintre cetele îngerilor care avea ca și căpetenie pe Lucifer și care au ajuns să creadă că sunt la fel ca și Dumnezeu și că pot să ia locul. Adică originea orgolului tocmai de aici pornește și mai întâi de toate a fost căderea acestei cete a îngerilor împreună cu Lucifer, care iată că din păcate joacă un rol negativ și în ceea ce urmează ulterior în planul de existență, de creație, dar mai ales de existență al lumii. Preasfinția voastră, ați vorbit despre Lucifer și despre căderea aceasta. De altfel, am găsit că era o treime, o triadă de îngeri, Mihail, Arhanghel, Mihail, Gavril și Lucifer, și că Lucifer, de fapt, este cel care vrea să își pună scaunul deasupra celui prea înalt. Lucifer cade, vedem însă care este și măreția lui, dar și micimea lui, faptul că este dintre arhanghele, dar vedeți, nu este așa dintr-o ceată mai înaltă dintre cele pe care dumneavoastră ni le-ați prezentat, și prin căderea aceasta vedem că acum este momentul când întunericul intră în lume. Deci căderea lui, prin căderea lui Lucifer, deci întunericul n-a intrat în lume prin căderea lui Adam, ci prin această cădere a lui Lucifer. Și aș vrea să ne oprim la Sfântul Arhanghel Mihail, fiindcă în ediția aceasta aș vrea să vorbim despre Sfântul Arhanghel Mihail, dar și despre Sfântul Arhanghel Gavril. Și Arhanghelul Mihail cu sabia și cel care vine să îi trezească pe ceilalți din această cădere, el ridică sabia și strigă să luăm aminte, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Și acest îndemn este de fapt regăsit în liturgia noastră și noi suntem îndemnați la trezvie înainte de citirea Sfintei Evanghelii, înainte de prefacerea Sfintelor Daruri, de momentul împărtășirii. Bineînțeles, însuși numele acestui arhanghel, care provine din limba ebraică și care în traducere ar însemna cine este ca Dumnezeul nostru, spune una dintre calitățile de seamă și din împrejurările în care îl vom regăsi mai adesea pe Sfântul Arhanghel Mihail. Deci este acel aspect când în Vechiul Testament, fiind de pildă o luptă pentru trupul lui Moise, care s-a săvârșit din această lume și care urma să fie mormântat, și când se spune chiar și în literatura apocrifă, se vorbește despre o luptă care s-a dat între Satana și Îngerul lui Dumnezeu și care erau conduși de Arhanghelul Mihail. Deci, iată, Sfântul Arhanghel Mihail, care era slujitor de plin al lui Dumnezeu și care nu a mers, nu s-a depărtat de Dumnezeu prin mândrie pe această cale a căderii, deci el este înfățișat ca cel care și biruia până la urmă, bineînțeles, dar care în lupta aceasta cu Satan, cu Lucifer și cu puterile cele îngerești nevăzute ale celui rău și avertizându-i parcă și pe ceilalți îngeri, deși acest moment s-a întâmplat odată pentru totdeauna atunci la începutul și chiar mai înainte de a fi lumea, dar avertizându-i și pe aceștia și mai ales prin glasul lui pe noi oamenii, că mândria este un pericol care îi paște până și pe îngerii care nu au trupul și nu au limitările
și neputințele noastre în această lume. Adică cine este ca Dumnezeu? Nu este nimeni. Dar noi să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte pentru a nu urma și noi pe calea aceasta a căderii. Deci el este un înger al dreptății. El este cel care pedepsește nedreptatea și așa cum aminteați dumneavoastră, în cărțile Vechiului Testament îl întâlnim prezent, pomenit de mai multe ori. El este cel care aduce pedepsele asupra lui Faraon și asupra egiptenilor care țineau în robie poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. El este cel care pedepsește oamenii din cetățile Sodoma și Gomora. El este cel care apără oștirea credincioasă a lui Dumnezeu și se arată lui Iosua Navi, conducătorul poporului ales după moartea lui Moise. El este conducătorul oștilor cerești, așa cum spune, chiar în Iosua Navi găsim lucrul acesta. El este cel care păzește pe cei trei tineri în Babilon. Cuptorul cel de foc al Babilonului, bineînțeles. El este cel care îl apără pe prorocul Daniel în groapa cu lei. Și deci, deci are un rol protector, în primul rând. El este, am putea să spunem, și îngerul ocrotitor al poporului celui ales și binecredincios Israel, pe care Dumnezeu și l-a ales ca din mijlocul și din sânul acestui popor să se întrupeze și să ofere lumii întregi un mântuitor care este nimeni altul decât însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat. Pe de altă parte, el este și cel care arată acest risc și această primejdie a căderii în idolatrie, a căderii în păcat, a îndepărtării de Dumnezeu, a pedepselor care pot să vină asupra oamenilor atunci când ei nu iau aminte la poruncile lui Dumnezeu și trăiesc viața aceasta așa cum își doresc ei. Și să ne gândim, de pildă, la acest episod care de multe ori pare să fie și foarte actual și destul de susținut în lumea noastră, al cetăților de la Sodoma și Gomora, care, în care oamenii se străduiau să își împlinească doar plăcerile lor și ajunseseră la această decădere destul de mare, s-am putea să spunem că foarte puțin din cetatea aceea mai erau încă necuprinși de această aprindere a poftelor spre păcatul împreunării celei nefirești și când iată s-a arătat arhanghelul lui Avraam și familiei sale și a scos din această mare încercare, dar din păcate pedeapsa lui Dumnezeu s-a abătut asupra acelei cetăți și în alte împrejurări. Bineînțeles că o parte dintre pedepsele pe care le-a adus Dumnezeu asupra greșelilor oamenilor sau asupra celor necredincioși au fost anunțate sau au fost însoțite prin prezența acestui arhanghel. Într-adevăr, ei sunt reprezentați și pe ușile bisericilor noastre la intrarea în Sfântul Altar, pe cele două uși mai mici, nu pe ușile centrale, ușile împărătești, ci pe ușile diaconești. Și după cum îi arată și înfățișarea Sfântului Arhanghel Mihail, bineînțeles că întralipat, dar cu sabie de foc în mână, vrea să scoată în evidență tocmai acest aspect al dreptății și, să spunem, al puterii nebiruite a Bunului Dumnezeu, care, fiind și drept, pe de o parte, iubitor de oameni este adevărat, dar și drept, bineînțeles că nu se poate, la un moment dat, să nu îngăduie sau să nu aducă și pedepsele asupra celor care îl nesocotesc. Preasfinția voastră, ne sperie înfățișarea lui și mai cu seamă știind că are această sabie? Cred că dintr-o oarecare măsură da, și mai ales la o anumită vârstă. Pentru cei care sunt copii, chiar am mai auzit întâmplări de-a lungul vremii și chiar din partea unor profesori de teologie că la vremea când erau copii și au văzut acea icoană, dar poate și noi într-o oarecare măsură, bineînțeles că îți imprimă în suflet și o oarecare teamă, o oarecare îngrijorare, o oarecare grijă, dar am putea să vedem acea sabie și sub un aspect pozitiv al unui ocrotitor al nostru în lupta pe care inevitabil fiecare dintre noi trebuie să o ducem cu răutățile și cu relele din această lume și mai ales cu răutățile care pot să existe și în interiorul sufletelor noastre și care să ne îndemne spre păcate sau spre cădere. Nu cred că... Sabia aceasta de fapt nu e pentru noi.
Nu este pentru noi, bineînțeles, dar pe de altă parte este și un avertisment care este foarte binevenit și necesar și în viața noastră a oamenilor, pentru că, din păcate, trebuie să înțelegem că viața noastră poate să fie influențată în bine sau în rău și că consecința faptelor noastre este importantă și noi va trebui, mai devreme sau mai târziu, să ne asumăm în felul în care Dumnezeu socotește. Am învățat că Sfântul Arhanghel Mihail este un înger al dreptății, al adevărului, al judecății, fiindcă ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Tesaloniceni că el va suna trâmbița la ceasul hotărât de Dumnezeu și va aduna popoarele, întreaga lume, de fapt, la judecata de apoi. Să mergem către celălalt Sfânt Arhanghel pe care l-am amintit astăzi, pe Arhanghelul Gavril, să ne spuneți ce înseamnă numele acesta și apoi să vedem cum a fost prezent el de-a lungul istoriei mântuirii. Bineînțeles, Sfântul Arhanghel Gavril este și el unul dintre arhangheli, unul dintre căpetenile îngerești. El vorbește despre puterea lui Dumnezeu, deci numele lui face referință în primul rând la cât de puternic este Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu. Și are și el o reprezentare. Da, o reprezentare de data aceasta mult mai delicată. Un crin. Pentru că am putea să zicem că numele Sfântului Arhanghel Gavril se leagă prin excelență de acest moment deosebit de însemnat din istoria mântuirii noastre și care este nimeni altul decât întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și când el se arată ca un înger binevestitor. Pe de altă parte, el este și cel care întreabă, deci aduce vestea aceasta, dar în măsura în care Maica Domnului s-ar fi împotrivit, bineînțeles că nimic din planul acesta nu s-ar mai fi împlinit cu ea, probabil că s-ar fi găsit totuși o posibilitate prin care Dumnezeu să lucreze mântuirea unor, dar iată că persoana cea mai deosebită și calea cea mai potrivită a fost atunci și tocmai de aceea pe Sfântul Arhanghel Gavril am putea să îl socotim ca pe îngerul bunelor vestiri sau al veștilor bune pe care Dumnezeu le aduce în lumea noastră. Și el chiar vestește nașterea Fecioarei Maria. Și nașterea Sfântului Ioan Botezătorului, am putea să spunem, bineînțeles, prin arătarea aceea pe care Zaharia a avut-o în altarul Domnului înfricoșătoare și care, din păcate, vedeți că prezența îngerului este totuși cutremurătoare, pentru că datorită necredinței lui oarecum întemeiate, pentru că la vârsta respectivă nu era atât de ușor pentru un om să își imagineze că poate totuși să aibă un copil, deci prezența îngerilor poate să aducă și o stare oarecare de încercare, dar nu pentru multă vreme și mai ales nu pentru cei care sunt credincioși, pentru că și prorocul Zaharia și-a redobândit glasul și și-a desfășurat în continuare activitatea sa la templu până la sfârșitul vieții. Sfântul Arhanghel Gavril... Și de asemenea să spunem și faptul că el este cel care conduce corul îngerilor la nașterea Mântuitorului Hristos, cei care cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Dumnezeu și pe pământ, și pace, într-o bunăvoie. Dar deci tocmai de aceea Sfântul Arhanghel Gavril am putea să spunem că oarecum este foarte iubit sau este și mai îndrăgit, dar cred că și Sfântul Arhanghel Mihail, având în vedere acest aspect al ocrotirii de cele rele, al întăririi pe care o aduce și el și toți ceilalți îngeri în viața duhovnicească a credincioșilor și mai ales în luptele cu ispitele, cred că și ei pot să fie la fel de îndrăginți și la fel de iubiți. Tocmai de aceea, adică biserica noastră nici nu-i desparte. Am putea să spunem că unul dintre ei este reprezentativ și intervine mai des în ceea ce privește evenimente importante din Vechiul Testament și ne referim în primul rând la Arhanghelul Mihail. Cel de-al doilea este cel care deschide perioada Noului Testament, care însoțește momentele importante din istoria mântuirii, care însoțește de asemenea toate veștile bune din lumea aceasta, care pot fi aduse oamenilor și ne referim în special la Sfântul Arhanghel Gavril. Iată că și Sfântul Mihail nu este oarecum depășit sau rezervat doar pentru perioada soteriologică a Vechiului Testament, pentru că spunea și Sfinția voastră, la cea de-a doua venire a Domnului în Cartea Apocalipsei, când se va finaliza perioada aceasta din viața lumii în care și noi trăim, și când va fi un cer nou și un pământ nou și dreptatea lui Dumnezeu va stăpâni
cu deplinătate peste fața întregului pământ, cel care va conduce bătălia aceea finală, iată, conducătorul și apărătorul dreptății lui Dumnezeu este din nou Sfântul Arhanghel Mihail, dar pentru că amândoi sunt importanți și pentru că toate puterile cerești în ansamblul lor, prin această unitate și prin faptul că ei reprezintă lumea nevăzută, dar în care slujește pentru binele și spre mântuirea lumii văzute, biserica noastră cu înțelepciune i-a adunat împreună și cu toate celelalte puteri nevăzute, netrupești, cerești, în sărbătoarea care are loc la 8 noiembrie și când noi insistim împreună. Și bineînțeles, și acest lucru vreau să spun și cred că este important, foarte mulți creștini din lumea noastră au purtat, poartă și cred că încă vor mai purta, atât băieți cât și fete, atât bărbați cât și femei, numele lor, Mihai și Gabriel sau Gavril, Mihaela și Gabriela, și bineînțeles că cei în care prin nume sunt și mai apropiați de sfinții care le devin ocrotitori, cred că se simt și mai familiar și iubesc și mai mult pe acești sfinți îngeri. Preasfinția voastră, să ne spuneți despre prezența îngerului păzitor, despre rugăciunile pe care le rostim, fiindcă există un canon de rugăciune către îngerul păzitor, de asemenea faptul că luni, în fiecare săptămână, sunt cinstite puterile cele netrupești, sfinții îngeri. Da, vedeți, biserica accentuează și acest aspect important al lumii celei nevăzute prin mai multe rânduieli, prin această credință și prin icoanele care sunt reprezentate oarecum într-un chip mai naiv, dar totuși reprezentativ, nu mă refer la icoane, ci la scenele care vorbesc despre Sfinții Îngeri, despre această perioadă de început a copilăriei, care este și asemănată în mod accentuat cu puritatea, cu nevinovăția, cu curăția îngerilor. Deci de multe ori despre viața copiilor și despre frumusețea lor, despre nevinovăția lor, recurgem foarte ușor la comparații cu lumea aceasta îngerească și bineînțeles când și acești copii sunt foarte receptivi și dincolo de nevinovăția și de entuziasmul și puterea lor nestăvilită la vremea respectivă, parcă sunt într-o comunicare directă, foarte facilă și întărită cu sfinții îngeri ocrotitori. Deci ei cu adevărat par a fi niște îngerași și întăriți de această legătură cu îngerul păzitor, care însă nu ne părăsește odată cu creșterea noastră în vârstă, poate să se mai retragă în chip nevăzut, mai ales atunci când tinerii de la o anumită vârstă se simt îndemnați să încerce multe dintre tainele și dintre lucrurile acestei lumi care pot să fie plăcute, dar nu atât de folositoare pentru suflet. Iată însă că ei nu se retrag niciodată și rămân să ne însoțească în întreaga noastră viață. Tocmai de aceea, probabil că și biserica noastră în înțelepciune ei, dincolo de toate celelalte slujbe zilnice pe care le-a rânduit a se săvârși în biserică și de celelalte canoane care se folosesc în special la slujba utrenii și bineînțeles de celelalte rugăciuni din la slujba vecenie și bineînțeles, iarăși accentuând în mod deosebit rolul extraordinar pe care îl joacă Maica Domnului și în economia mântuirii și în viața credincioșilor și în viața liturgică a bisericii, există și acest canon de rugăciune către Îngerul Păzitor, care nu face altceva decât încearcă să-l conștientizeze pe credincios de faptul că lumea îngerilor este importantă și că dincolo de puterea Bunului Dumnezeu și de modelele pe care sfinții ni le-au dat în această lume și de ajutorul pe care sfinții îl oferă celor care cu credință se raportează la viețile sfinților, mai avem și acest ajutor extraordinar de important și care este prezența sfinților îngeri, prezența îngerului păzitor și prezența tuturor celorlalți sfinți îngeri. Adică avem și un acatist care este închinat sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Ei sunt pomeniți cu precădere în cântările, în condace și icoasele acestui acatist închinat Sfinților Îngeri, dar și toate celelalte puteri îngerești. Și bineînțeles că dacă aceștia îl slujesc neîncetat ziua și noaptea pe Dumnezeu, dacă avem această
credință întemeiată că Sfinții Îngeri, dincolo de prezența Sfinților, reprezintă și ei însoțitori nevăzuți, dar puternici ai noștri în viața duhovnicească și în viața noastră de zi cu zi, bineînțeles că este recomandat și este înțelept ca să aflăm mai multe despre prezența lor, dar mai ales să încercăm să o simțim în viața noastră și să îi invocăm și să îi chemăm în rugăciune, pentru că atunci simțim mai cu seamă puterea unei intervenții și binefacerea pe care Dumnezeu o revarsă asupra noastră, fie în mod direct, fie prin intervenția unor sfinți, Sfântul Ierarh Nicolae, de pildă, care este foarte cunoscut și iubit și la care recurge omul cu foarte multă ușurință, dar și Sfinții Îngeri, atunci îi simțim mai apropiați de viața noastră, când trecând printr-o încercare, vedem că suntem ajutați de Dumnezeu chiar într-o situație limită. Și de aceasta cred că avem cu toții nevoie. Și pentru că s-a apropiat finalul acestei ediții, Preasfinția voastră, să ne gândim că Sfinții Îngeri, de fapt, sunt și modele pentru noi, fiindcă și noi suntem chemați să fim niște vestitori ai bunătății, ai dragostei, ai milei și ai dreptății lui Dumnezeu. Și știți, în tradiția populară, cel care aduce o veste bună, se spune despre el că este ca un înger, ca sau un... este un înger. Da, sunt foarte multe expresii de genul acesta care ne vorbesc și nouă despre importanța îngerilor sau despre modelul pe care ei, persoana lor, existența lor și felul lor de a fi și de a sluji pe Dumnezeu, calitățile pe care le au de la bunul Dumnezeu pot să fie inspiratoare pentru noi. Să ne gândim însă și la aceea că există în lumea aceasta și monahi sau monahismul, care sunt oameni asemenea nouă și care totuși au ales în urma chemării lui Dumnezeu și în urma unei nevoințe mai mari să slujească mai mult pe Dumnezeu. Iată cum și Sfinții Îngeri slujesc neîncetat, ziua și noaptea, fără de odihnă, fără de hrană, fără de scădere pe Dumnezeu, la fel și oamenii se străduiesc mai ales în această lucrare a vieții monahale și în ceea ce se numește cinul îngeresc. Deci monahii se și numesc la un moment dat așa pentru că ei, pe de o parte, nu au o viață de familie obișnuită, se străduiesc să-și închine și sufletele și trupurile lor bunului Dumnezeu, printr-o rânduială foarte bine stabilită în ceea ce înseamnă viață de mănăstire. Și bineînțeles, dintre monahi, unii au chiar o viață duhovnicească sporită și care se aseamănă și mai mult cu Sfinții Îngeri prin faptul că nu doar la familie și la anumite necesități firești în viața omului obișnuit, a celui care trăiește în lume, deci nu doar la acestea renunță, ci care, iată, și la somn se reduce foarte mult și programul lor de odihnă și la celelalte trebuințe. Vedem și pe Sfântul Ioan Botezătorul, care prin viața lui este asemănat în primul rând cu un înger, un înger în trup și care stă și la baza a ceea ce ulterior am putea să zicem că a constituit, este unul dintre prototipurile vieții monahale și prin rugăciunilor de zi și de noapte se aseamănă cu îngerii, deci sunt și ei ajutători ai noștri, dintre noi, aici pe pământ, la care din fericire poporul român și credincioșii noștri ortodoxi români, cunoscându-i și descoperindu-i, de multe ori aleargă înaintea lor pentru a-și deschide sufletele și a le spune necazurile, dar și bucuriile, pentru a se ruga acolo în taina sfintelor locașuri de la mănăstirile noastre, care sunt și construite în niște locuri extraordinar de frumoase și unde parcă îl simți mai aproape pe Dumnezeu de sufletul și de viața ta și, bineînțeles, cerându-le rugăciunea acestor monahi, încercând să ia și exemplul lor, asemenea exemplului Sfinților Îngeri, să străduie și să-și găsească un echilibru și să sporească pe această cale vieții duhovnicești. Preasfințite Părinte, vă mulțumim foarte mult că ați venit la Moment de Sărbătoare să ne vorbiți despre Sfinții Îngeri, despre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Cu multă plăcere. Sărut dreapta, vă mai aștept la Cuvânt pentru Suflet. Vă mulțumesc. Dragi telespectatori, spunem la mulți ani celor care poartă numele celor doi arhangheli pe care îi prăznuim și nu uitați de întâlnirea noastră la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet, fiindcă vom mai vorbi despre Sfinții Îngeri. Pe curând!